Vali, da. Acest atentat care a alimentat atât de multe teorii legate de ceea ce s-a întâmplat, un atentat destul de atipic și chiar aștept cu... Da. Aștept cu, Marius, cu mare interes. Eu nu înțeleg ce aștept. Analiza ta. Să-ți explic foarte simplu. Ta. Putin și-a înscenat un atentat. Iar? Da. Ca și cu Nord Stream-ul și cu... Da, da, da. Păi cum? Nord Stream-ul, ți-e clar că el și l-a aruncat în aer? Da. Acum și-a înscenat un atentat ca să dea vina pe ucraineni. Ai înțeles? Bă, tu nu te uiți la Antena 3 sau ce faci? Dar nu mă uit tot timpul. Mă uit doar la Mircea Badea. Te uiți la Mircea Badea. Da, mă uit la Mircea. De ce n-ai spus așa, mă, micuțule? Bine, când te mai uiți tu la Mircea Badea, că văd că sunteți dintr-un lemn, da? Mersi. Amândoi. Mersi, ușă de biserică, ce ești? Să-i spui așa. Bă, de biserică, nu de dulap. Hai, hai că să ieșim din, totuși din cercul ăsta religios. Deci, ce, cu voronețul care și el e de la UNESCO, nu-ți place? Ba da. Ce, numai Roșia Montană să fie de la UNESCO? Au uitat să-mi de Roșia Montană. Da, uitase. Așa da, faci da, da. Tu. Una, spui, odată a intrat da, în UNESCO, în dulap, acolo, nu mai ești din Roșia Montană. Acolo, ia. Deci, fii atent, când mai te uiți tu la Miciulică Badea, da. Fratelii tău... Noaptea târziu. Noaptea târziu, așa. Dă-i un semn, nu neapărat de la mine, de la un telespectator, spune așa. Prietene drag, când vrei tu într-o seară, pe la emisiunea ta, să spui că sunt foarte mulți proști care n-au înțeles nimic din ce se întâmplă acolo și care vin cu fel de fel de șopârle securiste de 2 lei. Miciulică Badea. Poate și spui cum îi cheamă pe colegii tăi de la Antena 3 care tocmai făcuseră asta cu 10 minute înainte să intri tu pe post. Că așa e mai corect, Mircelică. Deci când te, când te disociezi tu de proști, de conspiraționiști... De... E ca și când tu te-ai disociat de mine. Hai că am zis-o pe asta. Lasă omul în pace, e greu. Păi nu, viața eu greu. N-am spus nimic de om. Din potrivă, vreau să-l viața ajut. Viața e greu, iar eu sunt... Vreau să-l ajut să fie credibil. Mm-hmm. Înțelegi? Okay. Că alminter dacă vine și spune, bă, au venit niște proști care ziceau de gardienii ăia că, ci că nu s-au opus la teroriști. Păi bă, cum să se opună că ea nu sunt înarmați? Vezi că fusese cu 10 minute înainte în emisiune. Toată știu, echipa. Dar nu mai fiști tu rău ca, da. Om, ca realizator. Păi nu că o să-ți dau eu, o să te ajutați știu, cu echipa ta. De-aia sunt aici și să mă ajut. Uite, dar tu știai? Uite atât, zic și după aia nu mai... Eu nu știu nimic. În seara asta au aflat mai mulți fani de la Radu Tudor, chiar așa, în seara asta, așa? Că războiul din Ucraina e ilegal, știai? Nu pot să cred, mă. Este că te-am bulversat? Da, cum? Îți arăți perplexitatea. Și de câte ori știi, m-am tot învârtit cu chestia asta. Și ai vrut să zici da! Și tu că e ilegal. Uite, bă, mi-a luat-o, bă, frate, mă. Nu deci războiul practic din Ucraina da, mă, e ilegal. Nasol. E o veste care o veste. Nu ne pică da, bine la început. Tu știi că nu schimbi calul când urci dealul? Știu, da, asta e veche. Da, e veche, dar să știi că ăștia au schimbat și măgarul, nu mai calul. Întrebarea e cine îl schimbă pe ăsta, pe Bocăncel. Bocăncel? Eu n-aș vrea. Nu-i se mai zice Bocăncel, nu mai schimbă nimeni după părerea mea. Nici... Cu el mergem înainte până la victoria nu-l finală. Nu schimbă și nici nu-l primenește? De primenist ar putea să-l primenească. Eu cred ce că... faci cu sticla aia de aia, mă simt amenințat. O ții strâns. O ții strâns ca să nu ce iau. Exact. Să nu ce iau. Să nu se rechiziționeze, Marius. Să nu fie ilegală și apa aia, da? Nu, da, o să rechiziționeze curând. Din ce în ce mai multe rechiziționări. Da. Nu-ți vine să crezi cât timp ne-a luat să intrăm și noi în emisiunea asta. Ei, las că am intrat. Mm? Așadar, ce s-a întâmplat la Moscova? Tocmai ți-am spus, Marius. Putin și-a înscenat. A, bun, dar acum trebuie să dezvolți. Da? Bun. Marius. Nici nu știu cum să spun sau să vorbesc sau să mă exprim. Cu cuvintele tale. Aici e problema. Înțelegi? Că n-am decât cuvintele mele. Da, exact, și atunci... E mai greu. E atât de mult încât nu știi ce să alegi. Auzi-mă, Marius, hai să vorbim serios. Da. Tu știi de fapt ce s-a întâmplat? Să-ți explic. Dragul meu, iubitul meu, sufletul meu. Da, niște... dragostea mea rotitoare. Așa, niște mafioți ruși. Mafioți. Din societatea rusă. Pentru că băieții ăia de la MOL nu le-au plătit, nu? Cum zicea Băsescu, tainu, da, taxa de protecție. S-au dus și au omorât. Aoleu. Nu știai? Nu, e prima de când aud. Ana, dă-ne și 915C de la Antena 3, de la Marius. Am început bine. Da, ia.
În același timp, ținând seama de faptul că statul rus e un stat oligarhic mafiot, poate fi și o răfuială între bandele rivale, fiindcă nu s-a plătit molul respectiv, n-a plătit taxa de protecție. Deci și asta poate fi. Dar în principal, la cum se desfășoară lucrurile acolo, pare un atac terorist în toată regula. Pare. Deci tu faci mișto de mine, adică... Da. De la început, de la bun început, da. Puteai să lași... Deci, când răpăiau puștile, am auzit de la general și la alții, bă, de la general, că e pușca automată, general... Domnul general de la Gâdea, dacă e AKM, nu e automată, e semi-automată, că trage și foc cu foc. Nu știu pe unde ați studiat. Rectorat. Pe unde ați rectorat dumneavoastră prin instituțiile de învățământ superior ale... Vezi, mă uitam la ecran în loc să mă uit în cameră. Exact, vorba, da, da. Da, te uitai la... Nu, dar îmi place să vorbesc cu ecran. Deci, domnilor generali, dacă e foc cu foc, că așa face ăla cu 762, și foc cu voi, poate o reciclare mică când vă mai duceți pe la domnul Gâdea pe acolo. Să fiți și pregătiți. Să se recicleze la fața, la locul de muncă sau la... Nu știu, mă gândeam așa. Eu, ca profan, pot să spun orice tâmpenie. Adică n-am înțeles cum e cu AKM-ul ăsta, știi, da. Dumneavoastră, ca general. Știi că e ca și cu asta, cutia automată, la mașină. Știi, dacă poți să o dai și pe manual... Da, da, poți să dai, vezi, da. Marius, că ai început să înțelegi ce vreau să zic? Da, am avut și eu cu... Adică am pus parcă e semi-automată, nu? Adică... A? Merge și așa. Un om rău care... Da, dușmănos. Dușmănos. Foarte bine ai precizat. Auzi, Marius. Te rog. Sigur, nu o să putem să abordăm pentru telespectatorii noștri tot filmul. Deocamdată ați reținut. În timp ce oamenii mureau în mall-ul ăla, și mureau mulți, niște băieți pe aici, pe la Antena 3, glosau pe tema mafiei ruse, care, vezi, Doamne... Are reacție, fiindcă nu știu cine de la MOL nu le-a plătit taxa de protecție. Așa se face. Și sigur, poate fi o propagandă de un fel, adică mizerabilă, fetidă, în putrefacție, și poate fi o propagandă, uite cum fac eu, nu-l amestec pe Marius aici. Nu? Da, 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 mă las și curat. Exact, clean. Curat. Mm-hmm. Pampersul lui Marius se ne-a atins. Și voi, dragii mei, decideți după aia cum e mai bine. Așa, fetid, dar pro-atlantist sau cât de cât, nu-i așa, cu tetra noi neatinși, pro-Putin. Cam înțeles că sunt pro-Putin, nu? Cine? Eu. Asta nu. E, nu. Până aici. Ce n-am. Auzi, Marius, primul lucru pe care vreau să-l abordăm împreună, vis-a-vis de ce s-a întâmplat. Dragul meu, am tot aflat-o de la Antena 3, dragii mei, și... acum nu știu ce să vă zic, să vă duceți la Antena 3, să rămâneți aici, că tot Antena 3 o să vedeți, dar mai bine duceți-vă la Antena 3. Dar să vă dai aici în reluare mai bine. Sau vreți aici în reluare? Cum vreți, dragi români. Noi... Dacă doriți să revedeți, cum da. Era pe vremea. Exact. Ca pe băieți. Una din ideile forță este cum a fost avertizat Putin de americani da, și da. De frații lor care ar mai fi. Și al dracu Putin, ai văzut, le-a zis că, bă, astea sunt, asta e șantaj. Nu acceptăm. Și uite ce s-a întâmplat, mă. Cum i-au avertizat pe ei, mă, americanii. Înțelegi? Și uite ce au făcut. Ia. Yeah. Prietene, hai să vedem. Da? Cum i-au avertizat. Cum i-au avertizat. Dați-mi și mie, uite, Bucăncel. Fratele tău. Aici limbajul, dacă ați putea fi mai atent un da, pic. Da, am zis Bocăncel, nu Bocanc. A, Bocăncel, da, e altceva. Păi, totuși. Da, e bine. A, așa. Eșecul Rusiei care nu a putut să prevină acest atentat, deși fusese Rusia avertizată de americani, frații tăi. Frații mei americani, da. Da. Dați-mi, vă rog, 116C. Ei bine, în țara sistemelor de forță, acest atentat terorist reprezintă eșecul uriaș al prevenirii, al aflării faptului că o celulă teroristă planifică un atentat unde? În inima Moscovei. Faptul că tu n-ai avut surse de informații, n-ai reușit să previi elementele acestea în armate. Sau că le-ai ignorat. Faptul că ai primit un avertisment de la americani pe data de 7 martie și tu l-ai ignorat. Auzi, Marius,
Nu vrei astăzi să vorbim despre securiști proști? Ba da, e subiectul meu favorit. Când via Miciurică Badea, cum mai vorbești tu cu Bocăncel. Așa. Spune-i, tu tocmai i-ai declarat cretin pe american la 11 septembrie. Dacă n-au putut să preîntâmpină. Nu, n-au putut. Și pe israelien la 7 octombrie. Absolut. Deci, când mai primește observatorul, poate niște carioca? Știu cariocas? Că... Cariocas? Da, da. Deci, ceva cu... Cum fac eu? Cu galben, cu verde? Da, poate, da, cum îți notezi? Ca să nu iasă că suntem proști, că noi aici suntem puși să-i salvăm pe America, nu să-i băgăm în cacao. Și eu zic la fel. Adică, cum, erau proști? Da. Foarte proști. O să vedem azi. Pentru că noi pe aici, pe deosebire de ei pe acolo, noi mai citim așa și cât un raport al Congresului de vreo 1000 de pagini. Păi tu l-ai terminat pe Shakespeare, înseamnă. Nu. Și atunci de-aia ai avut timp să citești și raportul de 1000 de pagini ăsta l-am al pus, Congresului. Nu, ăsta l-am pus. Ca semn de carte. Exact. Și când să dai pagina, exact. Citeai raportul. Tu te-am în ăsta și la 1000 de pagini, dai să ai greu să... Să întorci exact, semnul de carte n-avei pe pagina cum să treci cealaltă. De raportul Congresului. Da? Deci, poate încercăm. Mm. Dar să știi că acolo e... Nasol. Nasol. Uite, mai au una ca să nu crezi că glumesc. Dați-mi, vă rog, 117C. Asta e de-a doua zi, da? Mm-hmm. Domnule Stavre, aș veni la dumneavoastră și v-aș întreba. Foarte clar, Ambasada Statelor Unite din Rusia a avertizat că există riscul unor atentate teroriste la Moscova. De ce serviciile rusești care se laudă dacă știu totul, de ce nu au știut sau dacă au știut, de ce nu au luat în serios toate aceste informații? Întrebarea neinteresantă, ce spune bietul omul ăla, da? Deci, Mariusica, de ce mă că se laudă că fac și dreg? E, băieții ăștia școliți la școala, domnul general... Să trăiți. Să trăiți, raportez. Programul decurge conform... Nu programul, mă. Sau cum era aia, că nu mai știu, din regulamentul de gardă și garizare. Nu? Ce? În timpul serviciului meu nu s-a întâmplat nimic deosebit. Numai ai la regulamentul de când raportează Santinela. Deci programul decurge conform programului sau cum? Ce? Nu știu, nu era... Nu? E un pleonasm. Deonasm. Știi ce aia? A priori, patria, tot așa. Gradul. A? Că nu știu cum vă cheamă. Că am văzut că dumneavoastră ați tot expus cum ați... oprit atentate. Am văzut un băiat în șleac cu o butelie la un moment dat. Mai erau niște băieți pe care i-ați dat afară din țară că nu... Atentau. Nu, dar aveau asta, tubul de pastă de dinți neînceput. Nu gol. Dacă era gol, era ok. Tu-ți dai seama? Nu se spălau pe dinți, adică. Nu ne merg nici, dar tu-ți dai seama că dacă nu se spălau pe dinți... Clar că ascundeau cu ceva. Cu chestia aia, sunt doamne care se uită la nu, noi. Nu, te omorau cu... Cu Danfu. Exact. Deci era clar că... Deci, dumneavoastră ați învățat pe ăștia de la Antena 3 că niște servicii așa care se dau ele mari și nasol de ele când nu reușesc să confirme?